Binecuvântat să fie Domnul Salvatorul nostru. Amin. Vestea bună este că putem să vorbim despre Salvatorul nostru și la prezent, nu doar la trecut. Și pentru că suntem în după masa aceasta aici, toți putem ca să profităm. Dacă sunt prieteni împreună cu noi la slujba aceasta, Domnul să fie și salvatorul lor. Amin. Amin. Dragii mei, am pe inimă să citesc cinci versete din 1 Samuel, capitolul 16. Am rugămintea să vă ridicați, să deschidem împreună la pagina 308, Începând cu versetul 14 voi citi și până la versetul 18 inclusiv. Haideți împreună cu toată atenția, cu toată bucuria să Ascultăm al Domnului cuvânt care pentru noi în după masa aceasta vorbește astfel. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis, iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru Robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa, și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi: Găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitorii: a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe, care știe să cânte, el este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Mă bucur din toată inima să revin la gătaia, să putem fi împreună în această după masă la părtășie și pe toți care sunteți în locul acesta spun din toată inima, Domnul să vă binecuvintez. Ne-am bucurat în rugăciune, ne-am bucurat în cântare, vrem să ne bucurăm și în al Domnului Cuvânt. M-am tot frământat stând aici pe bancă despre ce să împărtășim și Domnul m-a îndemnat să citesc pasajul acesta, pentru că dacă ați fost culoarea minte încă de la început, acesta a fost subiectul serii pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru noi. Și anume, și anume, dacă Domnul nu este cu noi, suntem pierduți. Noi nu putem să facem nimic. Așa începea după masa asta, fratele Costica mintea, psalmul acela lui David, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel, dar numai Israel, putem să spunem și noi. Dacă suntem aici, Dumnezeu a fost cu noi. Lăudat să fie Dumnezeu. Domnul Iisus spunea ucenicilor săi și nouă, despărțiți de mine și fără mine, voi nu puteți să faceți nimic. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să am un mesaj pentru această dupămasă pe care l-am intitulat Cum arată omul cu care este Dumnezeu. Profilul omului, cu care este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu-i cu toți. Știți, îmi vine minte o prelatare biblică din Vechiul Testament, 1 Samuel, capitolul 4, când Israel a fost bătut de filisteni. Ce se întâmplase? Spicuim din Cuvântul lui Dumnezeu? Spune Biblia, au tăbărât la Ebenezer, piatră de ajutor, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Cu alte cuvinte, până aici Dumnezeu a fost cu noi. Filistenii tăbărâsere la Afec. Spune versetul 2, Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel. Și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape patru mii de oameni. Și au zis, nu se poate. Trebuie ca să mergem să aducem de la Silo chivotul Domnului. Pentru că, iată, Dumnezeu nu e cu noi. Suntem aici, la piatră de ajutor, dar nu vine ajutorul. Ca să vină ajutorul, trebuie să vină chivutul, trebuie ca să vină preoții și atunci îi vom zdrobi pe vrăjmaș. Preoți în vremea aceea erau Hofni și Finias, fiii lui Eli. Imaginați-vă când au venit de acolo cu chivotul, relatează cuvântul aici, versetul 5, când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, rețineți, de să a cutremurat ce? Mă, dacă s-a cutremurat parchetul, mai înțelegeam. Nu, s-a cutremurit parchetul. Dacă e un parchet care nu prea e bine pus, că sunt un meseriaș care îl pun așa la metru, nu contează cum îl pun, așa lucrează, să fie mult, să fie metri. Exact unul care o gletuit și după o te o gletuit și o spus proprietarul, vezi că îți dau cât ceri, dar la urmă eu pun dreptarul. Și când a pus dreptarul, era pereții strâmbi. De el cerut prețul așa că trebuie, prețul scump. Și ca să se scoată, eu zis la proprietar, las că bune așa pereții, de un fi noi drept ca peretele ăsta. A luat-o pe partea spirituală. Dar ce au pereții cu, cu asta la altă? cu ce mi-ai cerut tu mie. Dacă mi-ai cerut, trebuie să lucrez. Ei, ne întoarcem, revenim aici. Cum o strigat ăștia de, vă imaginați ce a fost acolo? Când au auzit firisteni, au zis, îi vai de noi. Citeți mai jos. Presuditul acestor strigăte a fost auzit de firisteni și au zis ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabra evreilor. Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne, va izbă... cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezei aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgin pustiu. Întăriți-vă și fiți oameni, filistenilor! ca nu cumva să fiți robi evreilor, cum v-au fost ei robi vouă, fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui, înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut treizeci de mii de oameni pedeștri. Hofni și Fineas au fost omorâți și chivotul Domnului au fost, a fost luat de vrăjmași venise chivotul. Dar nu venise și Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care înțelegem greșit că Dumnezeu e acolo unde se strigă tare. Nici vorbă. Dumnezeu nu-i neapărat unde gălăgie multă. Nu-l impresionează pe Dumnezeu strigătele unora. Muzica unora instrumentele unora, atmosfera pe care o fac, forțările unora. Dumnezeu nu-i orunde și nu-i cu oricine. De-aia vrem să vedem în această seară, cu ajutorul Domnului, cum arată omul lângă, sta, lângă care stă Dumnezeu sau cum arată omul cu care este Dumnezeu. Pentru că așa i-a spus lui Saul, cu acest tânăr, cu David, fiul lui Isai, este Dumnezeu. Dumnezeu este cu, este cu el. Și Dumnezeu a fost, a fost cu el. Sigur că a fost o perioadă în care n-a mai fost Domnul să vedem, o să povestim, dar la început cel puțin, Dumnezeu a fost cu David. Și a declarat, îmi voi alege un om după inima mea. Vrem să-i facem o radiografie a vieții lui David și să vedem cum suntem noi. Apoi să ne cercetăm, seamăn eu, mă identific eu cu omul lângă care este Dumnezeu, omul pe care îl iubește Dumnezeu și dacă nu suntem așa, Doamne ajută-ne să facem o reformă spirituală în viața noastră, fiecare dintre noi să ne îndreptăm ca Dumnezeu să fie cu noi, cu mine și cu dumneavoastră, pentru că despărțiți de el, repet încă o dată, nu putem face nimic nici în viața asta și nu putem ca să ajungem în împărăția lui. Doamne, ai milă de noi, Doamne binecuvintează-ne și Doamne fii cu noi și cu copiii noștri, amin. Prima afirmație pe care vreau să o fac în această seară, pe care mi-am notat-o stând aici pe, pe bancă la dumneavoastră, mai întâi de toate Dumnezeu, stă lângă omul care este curajos, este viteaz, nu are niciun fel de frică. Știți că Dumnezeu nu stă lângă fricoși? Singura frică pe care trebuie ca să o avem, evident, este frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii. Dar în rest, Rețineți ce vă spun în seara asta, eu, din partea Domnului, prin Cuvântul Sfânt. Nu trebuie ca să fim stăpâniți de nicio frică. Ce se întâmplă să, de fapt? Am citit din uh, capitolul 16, urmează capitolul 17. Vin filistenii și din mijlocul lor este un uriaș, un războinic pe nume Goliat. Un om care era un gigant, peste 3 metri, undeva după anumite calcule care s-au făcut, aproximativ 3 metri 20. Imaginați-vă să, să, să vezi un asemenea colos, un asemenea om uriaș de peste 3 metri. Mă gândesc că avea și eu o statură impozantă, o alură așa uh, puternică. Un om care a ieșit și a lansat o provocare și a spus evreilor, ca să evităm vărsarea de sânge, alegeți unul dintre voi care să fie în stare, să vină și să lupte cu mine. Să înceapă lupta și care dintre noi biruiește celălalt să supun, el și poporul lui. Și iese goliatul o dimineață, o după amiază și a doua zi. A făcut lucrul acesta 40 de zile. Niciunul N-a avut curaj, îndrăzneală, ca să meargă, să lupte, pentru că au văzut că acest, acest filistean este mare și la toți le-a fost, ce le-a fost? Frică. Când vine David, vine de la, de la oi pentru că îl păștea oile, aude ce spune cuvintele acestui netăiat împrejură. Și imaginați-vă, nu trebuie să-l audă 40 de zile, odată l-a auzit, odată. Și dintr-o dată se duce la împăratul sau și spune, împărate, să fii binecuvântat de Domnul. Am auzit că se caută un voluntar, un luptător, unul care să meargă să-l înfrunte pe ureașul ăsta, pe goliat, pe filistian. Eu mă duc. Magând l-a analizat, Saul a văzut că nu face parte din armata lui, nu-i oștean, N-are experiență de război. I-a spus, să apreciez, dar nu te putem lăsa, pentru că tu n-ai experiență, ăla este un luptător. Toată viața lui asta a făcut. Și-o trebuie ca David să vină cu argumente. Și să-i spună, împărat, e adevărat că eu pascoile. dar la oi sunt și pericole. La turma pe care o avem, mai vin fiarele sălbatice, vine leu, vine ursul, și ea îmi ia câte o oaie din turmă. Acum, noi știm că ei n-aveau oi multe, pentru că i-au reproșat Eliab, fratele lui David, și i-au spus, cui i-a lăsat -o acele câte oi? Puțin, n-aveau multe. Și deci eu, eu, noi avem puține oi și acum eu ce fac? Mă duc după fiară. Alerg după ea ca să salvez, că avem oi puține. Că dacă nu fac ceva, fiara tot mai vine, că de unde ea? Iar vine. Și ce vreau să spună David? Eu nu vreau să rămân păstor fără oi. Că asta e ideea. Adică să rămâi numai cu gheaga. Știți că avem și la ora actuală păstori care n-au oi, nu? La ora actuală păstorii vorbesc că... slujitorii care au legitimație vizată la zi, dar n-au oi. David nu vrut să rămână păstor fără oi. Și eu mă duc aler după fiară și când ajung fiară, ajung leu din urmă, îi trag, îi oaia. Imaginați-vă cum asculta Saul cu tot staful lui. Și dacă se împotrivește și ăștia uciulit urechile, ce faci? Dacă nu-i de acord, leu, urțul, dacă nu de... ce faci? Păi, dacă nu-i de acord, îl pun jos și îi rup fălcele. Tot așa, am să fac și cu netăiatul ăsta în prejur, cu goliat. Lăudam să fie, domnul. Pum! Ne-ai convins. Ai trecut primul test. Dar trebuie acum să te echipăm. Nu te putem lăsa ca să te duci cum ești, îmbrăcat, nu? Vie așa cu gheaaga, cu praștie, cu civitu. Eu mă gândesc, mă gândesc că toți ar fi fost disponibili ca să-i ofere lui David armura lor, nu? Nu i-o dădea? 100%. du tu, îl îmbrăcau, tății, toți îi dădea. Dar s-o oferi Saul, o zis, să dau armura mea. l îmbrăcat frumos, tot în zale. Spune Biblia că nu se simțea bine. Nu că erau mari, cum spun unii, pentru că aici vedem că spune cuvântul și David era voinic. Biblia spune că nu se simțea cum? Bine. Acum spiritualizez, nu poți ca să te duci la luptă împotriva goliatului lumii, îmbrăcat cu armătura altă despre care o cântat corul bărbătesc, grupul de frați, din în 6. Te duci cu ce ai tu, Doamne ajută-ne! Dacă ai, cu neprihănirea, cu scutul credinței, cu picioarele încălțate, cu râvna Evangheliei Păcii, cu uh, coiful mântuirii, cu sabia Duhului, dacă ai, dacă ai cu ce să te duci? Zis, eu mă duc altfel. Eu mă duc în numele Domnului oștirilor. Și noi spunem în seara asta, aleluia. Imaginați-vă că în vremea aceea veștile se duceau și se aduceau de alergători, oameni care alergau pregătiți, antrenați. Și alergătorii și-au făcut treaba. Au plecat pe câmp și-au zis, veste bună. După 40 de zile, S-a găsit un frate de-al nostru, un luptător, unul care să vină să ridice o cara de peste Israel. Să lupte cu Goliat. Nu cred că cei din tabără evrei au fi întrebat, l-ați văzut? E solid? E înarmat până în dință, are așa o suliță lungă de vreo 3-4 metri măcar, ca să poată să lupte cu asta, că dacă era de 3 metri 20, gândiți-vă ce mână avea. Dacă mai avea și o suliță, cum ajungi la el? Ăștia își fă făceau scenariu imaginau că vine cineva în armat, așa, vine cineva pregătit acolo, gata de luptă. Când îl vede pe David că vine cu toiagul, cu praștia, cu trai, stai număr, mă nu spune Biblia aici, în capitolul 17, reacția evreilor, dar eu mă imaginez. Cred că au fost marea majoritate dezamăgiți. Știm reacția lui Goliat, pentru că asta e menționată. Goliat a început să râdă. <laughs> o zice, Îți câine vii la mine cu, cu toiac, cu pietre, îți stai capul și te mănâncă fiarele câmpului. Probabil că l-a subestimat Goliat, de-aia nu a avut coiful pe cap. Și David îi spune așa, nu, nu, greșești scenariul. eu am să stai capul, și o să te mănânce pe tine fiarele câmpului, pentru că eu vin în numele Domnului oștirilor. Aleluia! Și Dumnezeul acesta te va da în mâinile mele. Și poporul ăsta care e martor aici vor înțelege, vor pricepe că biruința, că izbăvirea nu se capătă cu suliță, cu scut, ci o dă Dumnezeul cerurilor. Și noi spunem în seara asta glorie lui. A luat o piatră, a pus-o în praște și când i-a dat drumul, piatra aceea l-a lovit exact în frunte. Știu și -o copii, ați văzut? Cât de mare, atât de mare a fost căderea și cu sabia lui i-a tăiat capul. Dragilor, David scrie un psalm, un psalm frumos, psalmul 27. O să citesc începutul lui. Uitați-vă ce afirmații face aici. Domnul este lumina și mântuirea mea. Întrebare, de cine să mă tem! Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de artăbărâmi împotriva mea, inima mea, tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Pentru că Dumnezeul meu este mare. Dumnezeul meu este Domnul minunilor. Să spunem în seara aceasta, aleluia! Să spunem în seara aceasta, trăiască Domnul! De ce te temi? Știți că în Apocalipsa 21 cu 8 există acolo câteva categorii de oameni edunțate care vor ajunge în iazul cu foc? Acolo ni se vorbește despre necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, dar interesant e că prima categorie menționată cine sunt? Fricoș. Vă amintiți de perioada pandemiei? Câtă frică era? Știu că m-am dus, -am dus undeva, urma să mă duc undeva de fapt, într-o biserică, începus atunci slujirea și -o m o chemat cineva și-o zis, frate dacă vii la noi, dacă vii la noi așa, zice, ar fi foarte bine să-ți faci un test de coronavirus, că noi avem mulți bătrâni aici. Și zice, nu vrem ca să se întâmple ceva, că dumneata circul mult și, Doamne, ferește, după aia mai mor vreo 2-3 și încep problemele. Dacă, dacă îți faci un test și ești negativ, vii la noi și predici. Zic, măi, eu test nu-mi fac. Și dacă vin la voi, să știți că eu vin pozitiv. Eu toată viața mea n-am fost un negativist, eu am fost pozitiv. Mie nici negative nu-mi plac. Am un prieten așa care îl cântă la acordeon, dar e mai ușor cu negativele. Las acordeonul jos și dă cu negativele, care fac numai gălăgie. I-am spus, pune mă mâna pe, pe acordeon, că ăsta oricum e membru la Pentecostale. La ce îl acolo? Dacă mă primește așa, vin, dacă nu, nu vin. Adică este timp de moarte. lor. până la urma urmei, Dumnezeu a știut ziua când ne naștem și Dumnezeu știe, știe clipa plecării. E da sau nu? Nu trăiește în plus niciun minut. Nici o clipă. Știți ce spunea Apostolul Pavel? Pentru mine a trăie Hristos și pentru mine a murit cei. E un câștig. Dar ce câștigi, Pavele, Ce câștigi? Dacă vine moartea, zice el, mie îmi face un bine. Mă duc acasă la Domnul, aleluia! Lăudat să fie Domnul. O mătușă de-a mea, sora de-a mamei, pe timpul regimului trecut s-a îmbolnăvit de plămân, foarte bolnavă, și medicii au fost așa pesimiști. I-au zis că nu va mai trăi nu, va, nu mai are multe zile de trăit, dar ea s-a rugat Domnului și a spus, Doamne, eu cred că Tu îmi dai sănătate să-mi cresc copiii. Avea atunci, cred că, nouă copii. Și Domnul s-a atins de ea. Un, un, plămân era funcțional. Țin minte, când venea la adunare, uneori o, o ajungeam cu mașina pe, pe jos, erau călduri mari, mai cald ca acum, 30 și ceva de grade, 35 de grade. Efectiv, parcă era sufocat așa o cu mașina, mergea la dunare, Dar când se ruga la rugăciune și când striga Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, parcă avea patru plămâni, pornea un foc a rugăciunii de la ea și cuprindea toată adunarea. Într-o dimineață i s-a făcut rău și copiii au vrut să cheme ambulanța și au spus să sună la spital. Și au zis, nu mai sunați la spital pentru că astăzi noapte a venit Domnul la mine și mi-a vorbit și mi-a spus că astăzi la amiază mă duce acasă la el. Și o zis ea, pregătită să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu pe care l-am slujit și nu mi frică de moarte. Pentru că există cineva care a biruit moartea. Și cel ce a biruit moartea și în înviat și este viu în vecii vecilor, este Isus Hristos. Să spunem în această seară glorie Lui. Așa a fost, o chemat copiii, nepoți, o cântați, o rugat și în jur de amiază de prânz Dumnezeu a dus-o acasă. Că Dumnezeu nostru vorbește și când are un plan, Dumnezeu împlinește că tot ce lucrează El e spre binele nostru. Romani 8 cu 28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Dragilor, Dumnezeu nu-i cu fricoșii. Vremea asta mă întreabă unii, unde ce se va fi, ce se aude pe la voi pe acolo, cu Putin, cu aia, cu război, cu, cea, cu ce cu ce-o fi. Spunea cineva, zice, eu stau cu cheile în contact, dacă începi ceva, zice, am plecat pușcă. Zice, m-am burcat în mașină, până la Viena nu mă opresc. Până la urma urmei, dacă e să înceapă ceva și dacă e ca să pleci de aici, te găsesc dronile și la Viena. Stai liniștit, când ai unde să fugi? Nu poți ca să faci nimic cât e rânduit de Dumnezeu. Și cum e rânduit să pleci așa te duci. Important este ca să fim gata. Doamne ajută-ne. Doamne ajută-ne să fim gata, pregătiți. Pregătește-te, omule, să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Amos capitolul 4 cu versetul 12. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. David a avut curajul ăsta. Dumnezeu nu stă lângă fricoș, nu, no, nu. No. Dumnezeu stă, este cu oamenii care nu se tem de nimeni și de nimic. Au o singură frică, numai frica de Dumnezeu. Doamne, dă ne și nouă la toți. Amin. 2. Cum arată omul cu care este Domnul? M-am gândit în al doilea rând, Dumnezeu este cu omul care, Slujește bine. Să spunem amin. Slujește bine pe Domnul. Știți că Dumnezeu e atent la slujirea noastră? Spune aici textul în felul următor. Găsiți-mi dar un om care să cânte cum să cânte. Bine. Ăsta slujește bine. Atunci când David cânta. Duhul ce rău, ce văgea? Pleca! Ce înseamnă o slujire bună? O slujire sub ungerea și sub puterea Duhului Sfânt. Doamne ajută-ne! înseamnă că sunt unii care azi cântă și în loc să plece Duhurile, vin Duhurile rele. Noi vrem atunci când slujim să vină numai Duhul Domnului și să cuprindă toată adunarea. Slujește bine. Dumnezeu e atent. E atent. Vorbeam vineri seară la Jebel și am spus de Roman 12 cu 7, cine e chemat la o slujbă, ce să facă? Să se țină de slujba lui. Într-o bună zi, va trebui ca să stai înaintea Domnului cu ce ți-a încredințat. Domnul e atent. Când faci ceva, fă bine. Nu fă un lucru de de mântuială, cum, cum, spunem noi oamenii. Așa să fie făcut. Dacă îți faci ceva pentru tine acasă, cum îți faci un lucru? Bun. Trainic să fie, un lucru bun. Domnule, văd oameni care investesc, care pun, care cu multă migală, așa, să apleacă, nu fac lucruri așa superficial. Dacă pentru noi facem așa, cu atât mai mult trebuie ca să facem pentru Domnul. Să ne ajute Dumnezeu. Cum slujești? Cum slujești înaintea lui Dumnezeu? Face o slujire bună? O slujire temeinică? Sau așa de suprafață, una de uh, superficială? Sunt unii care atunci când îi văd că se roagă, ne rugăm pentru cei bolnavi de cască, să uită pe mimează. Sau atunci când se cântă, bă, când cânți. Pune suflet acolo și cântă și spune, spune un amin din toată inima. Aleluia! Deci îi scump aminul? Doar nu-i nu scump. Sunt unii așa care zic, eu nu spun amin că... Păi și să iese predică? Vrea el ca să spun amin? Păi aminul nu-l spunem pentru predicator. Cine spune amin, îl spune pentru cine? pentru slava lui Dumnezeu. Amin însemnează așa să fie. Și singurul care merită să fie slăvit în adunare, și în casele noastre, și în viețile noastre, și la locul de muncă, și pe stradă, este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Era un frate așa mai sobru, mai supărat el pe viață și nu spunea amin deloc. Dacă spunea predicatorul, amin! El așa și mai tare se încrunta și nu spunea. Și într-o noapte eu vorbi Domnul și a spus, vezi că ești restant la Amin, că Amin e pentru slava mea. Când o înțeles lucrul ăsta, acum nu mai puteau opri frații. Într-una striga, Amin, Amin. Baiul este că striga Amin și la ce nu trebuie. Și o frate, dar ce cu tine? Când îi uimești, nu te mai oprești. Zice, eu sunt restant, trebuie să recuper. Îți la capitolul recuperări. de e important să faci ce trebuie la vremea potrivită. Știți că am întâlnit oameni care au spus dacă aș putea să dau timpul cum? Înapoi. Am vorbit cu cineva plin de cancer, până în 50 de ani, 46, 47 pe acolo. Plângea nu hocote. Și au spus frate, păstor, cel mai mare regret a meu este că toată viața. Am, am neglijat slujirea. M-am dus la adunare de formă, așa, am, am cântat și eu, am mimat când am fost acolo. N-am făcut mai nimic pentru Domnul, n-am la ce mă duce, zici. Am alergat numai după gunoaie. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, cum l-aș mai sluji eu pe Domnul. Ce important e să ai o slujire constantă în fiecare zi? Fă ce poți. Cu ce ți da Domnul? La vremea potrivită. Și vremea potrivită întotdeauna e astăzi. Amin? Amin? Nu mâine, nu la toamnă, nu anul viitor. O să fiu mai liber, nu? S-ar putea să nu fii mai liber. Fă ceea ce trebuie, ceea ce Domnul ți-a dat, la ce te cheama Domnul astăzi, cu puterea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, cu ceea ce Dumnezeu a investit în tine, pentru că Dumnezeu a investit în noi slăvit să fie Domnul. Știți, am găsit ceva interesant despre David scris. David face o primă greșeală atunci când numără poporul. Și când numără poporul, face numărătoarea poporului, insistă pe asta, Domnul îl trimite pe gad la el și îi spune alege ce vrei ca să vină peste tine și peste popor. Trei ani de foamete, trei luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi, de vrăjmași, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară. Și-o zis David, la grea strâmtorare, dar aleg ce aleg? Aleg să cad în mâna Domnului. Că în mâna Domnului mai găsim milă, mai găsim îndurare, mai găsim bunătate să spunem slăvit să fie Domn. Și vine ciuma, vine mânia Domnului și la un moment dat este cerut lui David ca să meargă să aducă, să aducă o jertfă lui Dumnezeu ca să se oprească mânia Domnului. Și citim aici în 1 Cronici, în capitolul 21, în felul următor, de la versetul 18. Îngerul Domnului a spus lui Gad, să vorbească lui David să se suie, să ridice un altar Domnului în area lui Ornan, e Busitu. David s-a suit, după cuvântul pe care îl spusese, gad în numele Domnului. Ornan s-a întors și a văzut îngerul și cei patru fiei lui s-au ascuns împreună cu el. Trei era greu în atunci. Când a ajuns David la Ornan, el s-a uitat, a zărit pe David, apoi a ieșit din are și s-a închinat înaintea lui David cu fața la pământ. David a zis lui Ornan, dăm locularii să zidesc în el un altar Domnului, dăm l pe prețul lui în argint ca să se depărteze urgia deasupra poporului. Ornan a răspuns lui David, ia-l și să facă Domnul meu împăratul ce va crede. Iată, eu voi da boii pentru arderea de tot, carele în loc de lemne și grâul pentru darul de mâncare, toate le dau. așa că era o ofertă bună pentru David? Și David spune așa, dar împăratul David a zis lui Ornan: nu, vreau să-l cumpăr pe prețul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al, al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. nimic. Știți că foarte mulți în vremea asta vor să slujească pe Dumnezeu, dar să nu-i coste nimic, dacă se poate. Foarte mulți au cântarea aceea favorită, eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și până la urma urmei, tot ce avem, de unde avem? Spuneți dumneavoastră, de unde avem? Adum. Amintea fratele Popa din Ioan 21, pescuirea minunată, când Domnul s-a arătat celor șapte ucenici în frunte cu Petru. Petru și încă șase. N-aveau nimic. Și au zis, aruncați breaja în partea dreaptă. Și au prins 153 de pești. Cum? Mar, dar ce, nu erau și mici? Ba da! Numai că Domnul a poruncit la ăștia mici. Au spus, voi aveți interdicție. În vodă, în plasă, intră numai mari. 153 de pești mari. Și pește ascultă pe Domnul. Să spunem aleluia! După lucrarea asta, măreață, Ioan, ucenicul lui Bito Strigat, este... Domnul, ca mai pescuit odată la porunca lui, în Luca 5. Și-a adus aminte, l-a cunoscut după experiență, după minune. Îi Domnul! Se duce Petru la el, după ce discută, știți dialogul, nu insistă asupra lui că nu-i tema predicii, la un moment dat vin și ceilalți. Cu ce aștepta Domnul la țărm acolo? Cu ce aștepta? Cu pește fript. Mâncare sănătoasă, nu cu fast food. Pește prăjit, fain acolo, pus, mă mirosea, mă gândesc așa, pește. Și acum ăștia flămânzi. Nu? Dacă nu aveau nimic, domnul are grătarul făcut acolo, ce masă copioasă va fi, zice domnul, opriți-vă, aduceți acum și din ce? Din pește pe care ați prins. Nu veniți cu mâini goale. Foarte mulți vor să vină numai cu mâini goale. Domnul e bun, domnul dă. E adevărat? Dar Domnul spune, aduceți și voi din ce ați prins. Dar o prins ei? Domnul le-a dat. Aleluia! Mare Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui. Că de fapt ce îi dăm, îi dăm tot din ale Lui. E o cântare, nu o știți voi cântarea aceea. Alelui, alelui, Lui, toate ale a lui și cerul, a lui și pământul, a lui suntem și noi, a lui și copiii noștri, e și firma noastră și afacerea noastră, tot ce avem sunt ale lui. Glorie lui! Și atunci, dacă sunt ale lui, îl slujim cu toate. Amin? Toate. Am văzut frați care atunci când dau câte o mașină de asta mai, mai veche, așa, mai o pun în lucrare, domnule. Dacă înșolat Volvo, că n-am văzut în parcare aici, să nu prind pe cineva, când și-a luat Volvo XC90, ultimul model, zice, asta nu mai e gata. Cât a fost Logan, a fost un Passat mai vechi, a fost un microbuz T, nu știu care, ăla, da, mergem așa frumos cu scaunele mai rupte, mai merge, dar când mi-am luat, asta nu mai e gata, asta e, asta e, o ținem la garaj, așa, la ocazii bune. Ei, ține acolo că se strică. Că Domnul, când pui în slujba Lui, Domnul binecuvintează. Slăviți să fie Domnul. Da, e mașină bună care nu bagi bani în ea. Lăudați să fie Domnul. Va vă amintiți de femeia aceea care a venit în casa lui Simon? În Betania a adus un mir de nard. Foarte, foarte scump, valoros. nu veni femeia ca să se laude și să în evidență, că sunt unii care vor să slujească prin slujirea lor. ascultați mai aici ce vă spun, că de la Domnul acum mă primesc. O mulțime sunt în vremea asta, că ideea asta a sluji bine. Ce înseamnă a sluji bine? Toată slava prin slujirea ta, să dai cui? Domnului. Amin. Nota. Avem predicatori care se filmează pe YouTube, au oameni plătiți i posteze. Oriunde vrei să deschizi, apare el. Eu nu vreau, dar el mi apare. Oamenii vor să arate. Oamenii vor să ies în evidență, vor să facă întotdeauna să fie cunoscuți, să aibă like-uri și aprecieri. Știți că Dumnezeu apreciază slujirea făcută în ascuns? Ce face dreapta? Să nu știe? Cum o zis unul odată, ce frate păstor, am luat la văduva aceea din captul statului o căruță de lemn, e tare Am făcut bine? Și o zis păstorul, băi, bine ai făcut, dar ai pierdut răsplată. Că tu ai vrut să fii perioadă de oameni, așa. Eu mai merg pe la, pe la, pe la uh, unele biserici de frați romi. Așa cu ei, acolo slujesc. Și apă la ei există obiceiul ăsta când dă cineva pentru lucrare să anunții. Cu tăresc o dat 20 de milioane. Să ridică la picioare, bucuros. Păi nu mai dați că dați degeaba. Biblia vine și spune ce face dreapta să nu știe nascuns. O veni femeia nu a zis, băi, vedeți voi mirul ăsta de nard? ăsta-i valoare, ăsta e 300 de, 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 lei. Pe aici. Ce era 300 de lei? Un an de muncă, aproape. Pentru că o zi de lucru la evrei, potrivit Matei 20, pilda lucrătorilor vie, era un leu sau un dinar. 300 de lei echivalau cu 300 de zile de muncă. Dacă scoți de la evrei multele sărbători care le au, un an de muncă. Să o cât câștigi în România aici, în 300 de zile, și odată să te duci să-i dai pentru Domnul. Nu-i puțin. s a putea să spună femeia, e scump. Iau așa și dau câțiva strope, așa, dau un sfert, așa, o parte. Anutet. Femeia s-a dus cu tot vasul, o, -o spart și când eu, eu un strupul Domnului Isus din cap până jos, așa. O curs mirul acela din nar, s umplut casa aceea de, 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 de aceea grozavă, și -o spune Biblia că unora le-a fost necaz. Cel mai vehement a fost Iuda. Și o zis, câtă risipă, domnule. Nu era mai bine ca, ca mirul ăsta să fie vândut? Ăsta știa și cât costă. Vă imaginați ce bun evaluator era Iuda? Putea să deschidă casă de amanet. Ăsta nu se înșela. Ce era mai bine să-l fi vândut cu 300 de lei și banii să-i dăm cui? Bă, da, fă la săraci cu, cu banii tăi. Tu vrei să faci la săraci cu banii altora? Că sunt o grămadă în vremea asta care vor să facă la săraci, dar cu banii altora. E ușor să faci așa. Fă cu banii tăi. Și Domnul Isus vine și -o spune: Pentru ce faci supărare la această femeie? Pentru că ea a făcut un lucru cum? Frumos. Frumos. Lucrurile frumoase costă. Și la gătaia costă lucrurile frumoase? așa e, nu? Tot ce e frumos costă. Și adevărat vă spun că oriunde se va vesti Evanghelia în toată lumea asta, se va aminti. Și ce a făcut? Fapta ei. Pentru că a făcut un lucru frumos. Mi-a uns trupul, mi l-a pregătit pentru mormântare. Peste puțin timp Domnul urma să fie condamnat, răstignit la moarte. Și era prea târziu și au rămas în istorie. De asta predic eu după 2000 de ani. Despre fapta asta frumoasă care a costat. Și cât mai ține lumea asta, o predică alții. Fă lucruri frumoase. Slujește-L pe Domnul în felul ăsta. Amin? De care să-și aducă aminte Dumnezeu. Doamne ajută-ne. E foarte important asta. Fă ceva, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu merită toată slava slujește bine. Nu mima, când e rugăciune de bolnavi, roagă de pentru bolnavi, dar roagă de cu lacrimi. Ca și cum ar fi cineva din casa ta. Eu spus, domnul la o soră, descoperire de la domnul, spus, pentru că am văzut, ea sunt a îmbolnăvit de cancer, sora, era peste 70 de ani și a spus, te-am urmărit în anii ce au trecut și am văzut cum ai plâns pentru suferințele și necazurile altora. Am văzut și am numărat lacrimile tale, că Dumnezeu are evidență clară la lacrimi, știe, știe când plângi, pentru ce plângi. Și pentru că am văzut asta, pasiunea ta și durerea ta, că ai simțit cu alții, a spus Domnul, mă ating de tine și te vindec în această seară. Și Dumnezeu a vindecat-o. să fie Domnul, să nu crează Dumnezeu. Dumnezeu ca oameni, oamenii uită. Au memorie scurtă. Noi suntem ciudați, n-ați băgat de seamă, noi ce trebuie să, să uităm, ține minte. Și ce trebuie să ține minte, uităm, ciudați suntem. S-a făcut cineva un bine, cum spunea cineva în Germania, m-am întâlnit și frate, vezi, suntem aici 300 și de membri. Pe marea majoritate eu am adus. I-am adus, m-am dus, -am, eu știu, german, i-am ajutat cu acti, cu aie, cu locuințe, am băgat. După ce am ajutat, m-a scos avară. Ce știți oameni? Nu se mai uită la mine, au uitat asta. Au uitat asta. Te-am ajutat, că m-am cheltuit, m-am împrumutat. Unii nici azi nu mi dat banii care trebuia să-mi iei de Să plângea el la mine. Uităm că cineva ne face, ne ajută. Ei, dacă în cineva ne greșește. Ce, frate, frate, l-am iertat, zic am iertat, că noi suntem pocăiți. Nu, trebuie să luăm din cină, că nu te joci cu cina. Trebuie să-l luăm din cină. Dar zice, ce mi-a făcut pe 7 septembrie 1996, nu uit până mor. Mojic, ni grozav. Aia nu iertare. Nu există iertare fără uitare. Dumnezeu a uitat tot. Nu-și mai aduce aminte de nimic din trecutul nostru. Lăudați să fie domn! Dumnezeu îngropa tot. Baiu că la noi avem foarte buni scafandri. Și scafandrii care se duc și scot ceva din trecut. Hei! Acum 25 de ani eu făcut asta. Voi vreți să le puneți în comitet? Vă arăt eu vouă. Uite aici, aduc mărturii, aduc dovezi. Avem buni scafandri. Păi Dumnezeu o îngropat, alții dezgroapă. Ca așa suntem noi oamenii. Știți că Iosif, unuia dintre copiii lui, i-a pus numele cum? Manase, care tradus cum? Ce însemnează? Uitare. Efraim, rodire și Manase, uitare. Pentru că... De ce a pus numele ăsta? O zis el, să uit ce să uit. Tot necazul. Toate suferințele, toate greutățile, tot... Și cazurile pe care le-au făcut frații lui. Marne cazuri. Zice, am uitat tot. Nu contează ce ați făcut. Văd că în toate a fost planul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știa că vine foamea, te-a și ca să nu murim. Domnul a făcut să ajungă aici în Egipt. Și pentru toate spunem, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Slujiți-L pe Domnul bine. Amin? Bine. Nu mimați. Nu slujiți de formă așa. Să fii slujit. Puneți pasiune. Puneți inimă. Puneți suflet. Amin. Și acum puneți la voi parchetul acasă. Puneți totul așa. Grezi, faianță, ce pui, calitate, tot așa. În curte, pavajul, bați bine, mai bați dată, mai pui acolo, dai cu soluții cele mai buni. Așa, în felul ăsta, îl slujim pe Domnul. Și toată adunarea să spunem amin. amin. Trei. Mi-am notat eu aici cum arată omul. Eu am vreo 5 puncte, ceasul 8. Le spun pe toate sau le mai scurtez? Că dacă vreți, eu spun amin. Că Scap mai repede. Mai stați sau nu mai stați? Am ajuns la punctul 3 unde o zis fratele Costică. Dumnealui a zis o zis-o. Cum arată omul cu care este Dumnezeu? Este plin de dragoste și de pasiune pentru casa Domnului. Amin. Și-au zis fratele Costică, dacă iubiți casa Domnului, nu? Stați după ora 8. Acum să văd dacă o iubiți. Cu asta este în evidență, David. Foarte puțini oameni, ascultați-mă aici, foarte puțini oameni în Biblie au iubit casa Domnului precum David. Vă amintiți când a vrut să ridice o casă Domnului pentru că a zis nu-i drept ca eu să stau în casă confortabil, așa, bine, căptușit, izolat, cu tot ce trebuie. Și chivotul Domnului să stea unde? În cort. Și o zis, Domnul, apreciez intenția ta, dar nu tu vei ridica casa pentru că ai mult sânge pe mâini. El a purtat războaiele Domnului și o vărsa mult sânge, o zis Domnul, nu tu, fiul tău după tine, Solomon, o să las un timp de pace și el o să-mi ridice o casă. Ei, dar David o iubi casa domnului. Spuneam Psalmul citeam din Psalmul 27, nu? Cu versetul 4. Și acolo în Psalmul 27 cu versetul 4 David spune așa: Un lucru s-a afișat deja. Cer de la Domnul și îl doresc cum? Aș vrea să locuiesc în casa Domnului când avem musafiri. Așa la evenimente. Din când în când aș vrea să locuiesc toată viața mea unde? În casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Altădată spunea David, râvna pentru casa Domnului ce face? Să mănânci răvna. Așa cum îi mănâncă răvna pe unii, să intri în comitet. Sau să fie ordinat. M-am dus undeva în Germania și o venit la mine și o zis, frate, zice, ziceam așa, o râvnă, eu mă gândeam care o râvnă, să iau în misiune în Oltenia, mă gândeam eu așa, zice, bă, ce râvnă are asta? Ce frate, am o râvnă așa, zice, dar ce râvnă ai, frate? Și am o râvnă așa să ajung de acolo. Și mă chinui de vreo doi ani, dacă nu mă aleg ăștia nici anul ăsta, zice, mă duc în altă biserică. Și dumneavoastră, ce zici? Ce ar trebui să mai fac? Am încercat tot. Zic, zice el, ce ar mai trebui să fac? Și eu zic, bă, un singur lucru. Și-o spus el, mărit să fie domnul, că alții o zic că mai multe, dumneata ești după inima mea când spui că numai unul. Nu zic care Zic, bă, dacă te pocăiești, frață, te pun diacon." S-o supărat. Că foarte mulți vor să ajungă diacon dar fără pocăință. Ora asta nu se poate. Râvnă pentru o grămadă de lucruri. Râvna pentru casa Domnului, a spus David, mă, mănânc. Mă bucur că mi se zice Psalmul 122 cu versetul 1. Ce, cum? Haidem la casa Domnului. Psalmul 92 cu versetul 13. Cei sădiți în casa Domnului sunt plini de suc și verzi. Ei aduc roade și la la bătrânețe, înverzesc în casele Domnului, în curțele casei Domnului. Tot David scrie psalmul acesta 92. Din toate rugăciunile acestea reiese că David a iubit foarte mult casa lui. Dumneata cum ești? Dragilor, e important să iubim casa Domnului? Atât îl iubim pe Dumnezeu cât iubim casa Lui. Atât. Biserica primară, fapte capitolul 2, citim despre cei din tâi creștini cu care trebuie să ne identificăm. Spune acolo, ei erau nelipsiți de la templu cum? În fiecare zi. Și oamenii ăștia stăruiau în învățătura apostolilor, legătură frățească, frângerea pâinii, rugăciuni. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Le-am spus unora, dacă toți ar veni la adunare ca tine, ce ar fi cu adunarea asta? Organizăm evangelizare, mai ales iarna și ne pregătim bine. Și -am, au, o, o invitat nevastă mea pe o prietină, o mămică de la școală, și o să avem evangelizare de joi până duminică, dacă vreți să veniți, mă rog. Și au venit la evangelizare. Eu plăcut în fiecare seară. Cântăreți, predicatori, recitatori. Acum, când s-o încheia duminică seară, eu spus, dar când e următoarea slujbă? O întrebat-o pe nevastă mea. Nevastă mea zice, Mercuri. Și zice, dacă vin Mercuri tot așa? O zi nevastă mea mintei, mai bine să nu vii. Că după evangelizare următoarea slujbă, cam bate vântul. Ori noi ar trebui ca să iubim casa Domnului în fiecare zi. Doamne ajută-ne! să iubim. Să nu părăsiți adunarea, nu? Cum a unice. Obicei. Cum ești cu obiceiul Cum stai cu el? Se poate, zic unii, și fără? Mine. Eu spun că nu se poate. Slujba nu e la fel de binecuvântată și frumoasă, fără tine și fără tine și fără altul. Noi suntem toți mădulare în trupul lui Isus Hristos. Fiecare are locul lui are rolul lui și valoarea lui. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne! Unul cu o cântare, nu? Ce frumos o cânta și copiii și frații, altul cu un îndemn, un cuvânt din partea lui Dumnezeu, dacă e un cuvânt profetic, dacă este un vas al Domnului și este o slujbă binecuvântată. Doamne, ajută-ne să iubim casa ta. Era într-o biserică un frate în vârstă, 84-85 de ani și n-auzea. Era surd. O vreme l-a ajutat aparatul auditiv, acum nu mai auzea nici cu el. Dar nu lipsea de la Dunare, nici marța, când aveau rugăciune, nici joia, duminica nu mai vorbesc, dimineața, seara era prezent acolo. Și-a venit la el cineva și-a spus, măi frate, dacă n-auzi, deci cum devii așa, ești așa de de, de, consistent, la, de constant la slujbă. Cum de vie așa și marța și joie? Pentru că nu e ușor să vii la biserică să n-auzi nimic. Să se cânte, cântă copiii, tu vezi că ei sunt picioare, intuiești că ei cântă o cântare, dar n-auzi mesajul, să predică un ceas și n-auzi nimic. Ca să te înțelegi cu el, trebuia să-i vorbești rar, să citească buzele sau să-i scrii pe o foaie. Și după ce l-a întrebat, a spus, cum de vii, de ce vii? Și au zis, fratele, știi de ce vin? ca să priceapă satana de partea cui sunt, că eu de partea Domnului. Că Dumnezeu stă în adunarea Lui. Asta e adunarea Domnului. Lăuda să fie Domnul. Aici, când îi slujbă Domnului aici, când te duci, duci pe cont propriu. du în călătorie, la plimbare, dar ești fără El, că Domnul e aici. Vă spun clar în seara asta. Domnul e aici. Domnul nu e la piață, nu e la mol, nu e la... Domnul e prezent în adunare. De aceea să iubim casa Domnului ca și David. O biserică pe care o avem în Anglia, acolo undeva, în zona Watford, pe care am vizitat-o de mai multe ori, a fost a englezilor baptiști. Și acum o dată la români, că au rămas 10 în frunte cu păstorul lor, toți trecuți de 70 de ani și pe rând se duce câte unul. Nu mai pot să întrețină, să plătească multe anexii, sala mare și-au dat-o la românii. Ia o slujbă pe săptămână, duminica de la 10 la 12. Ce să ah. faci 10 oameni? Românii au de la 8 la 9 jumate. La ora 8, englezii sunt acolo. Și-au întrebat, dar de ce veniți? Păi zice, ni drag de voi să vă vedem. Când vin românii cu microbuzii, cu mașini, cu copii, cu carciti, cu ce vine acolo, vreo 400 de membri, câteva sute de copii, și plângea unul dintre ei și spunea, așa eram și noi în urmă cu vreo 50 de ani, 60 de ani în urmă. Eram mii de membri. Și a mai rămas 10. Și-o zis el, am făcut o greșeală, dar nu mai putem face nimic n-am reușit să sădim în inima copiilor și a nepoților noștri dragostea pentru casa Domnului. Dacă te vede copilul că atunci când e slujbă tu stai acasă, asta-i transmit. Copilul trebuie să știe rugăciune. E slujbă divină. Tata și mama sunt la adunare. Amin? Sunt Eu mă duc la adunare. Și asta mai degrabă sau mai târziu îl va marca. Chiar dacă poate are un moment la la adolescență de rebeliune, vine vremea când asta îl va urmări, îl va ajunge toată viața. Lăuda să fie Domnul! Că mare putere are rugăciunea și exemplu personal. Doamne ajută-ne și Doamne binecuvintează-ne! M-am două lucruri de spus, le, le, le scurtez așa cât pot. Al patrulea lucru pe care l-am văzut la David, omul cu care este Dumnezeu, Dumnezeu este cu el, au zis. Dumnezeu este cu omul care, în momentul în care păcătuiește, acceptă disciplina Domnului și se pocăiește. Să spunem cu toții, amin. David a avut o, o alunecare puternică. El zice în Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa mocirilei, da, și mi-a pus picioarele unde? Pe stâncă. Și în gură o cântare nouă de laudă. Și în Psalmul 61, ce spune acolo? De la capătul pământului strică tretidie cu inima mâhnită și zic, dumă pe stânca pe care, că-i prea. Cum adică e prea? Dar ai fost pe stâncă. Ce cauți jos? Nu a alunecat. Zice asta, în Salmul 73, erau să-mi alunece pașe. Ăsta s-a uitat la cine? Cu jind la cei răi. Și David s-a uitat, nu cu jind, cu poftă, la Baceba. Și praf s-a făcut. Și vine acum Nathan, trimis de Domnul. Știți dumneavoastră, Biblia nu mai dau multe detalii, îi prezintă întâmplarea aceea, cu mielușica, cu bogatul care o ia, care o sacrifică, nu se îndură să ia din turma lui și ăsta simte așa că îi se urcă sângerii tot la cap. Și spune, omul ăsta e vrednic de moarte. Și să dea înapoi patru. Să dea patru mielușele. Asta e sentința. Bă, zice, 100% așa -i? Da, așa -i. Tu ești ala. Păi dacă sunt eu, dacă e fata mea, dacă e băiatul meu, frumușelul lui tata. Bă, dar asta e, neam cu mine. Bă, dar au făcut acela. Nu contează, domnule, e al nostru. Ăla, disciplinat, executat, exclus. Dar e nostru, bă, e nostru. Nu e chiar așa grav. E băia fain. Știți că asta văd la ora actuală? Avem unități de măsură diferite. Doamne ajută-ne să cântărim drept. Tu ești la. Pentru că asta ai făcut. Ai păcătuit cu Batșeba? La prima greșeală nu te-ai dus la luptă, că era vremea când împărații mergeau la luptă. Ți-ai luat concediu. N-ai mai slujit bine. Ai păcătuit cu Batșeba și apoi i-ai omorât bărbatul și omori și alții pentru că l-au pus în locul din față, a ordonat retragerea și -o muri și alții nevinovați. Mult sânge nevinovat vărsat. David recunoaște asta, recunoaște și spune vinovat. De a scrie psalmul 51, numai împotriva ta am păcătuit Dumnezeule. Tu vei fi drept în judecata ta, în hotărârea ta. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Nu mă depărta de la... Nu pleca de lângă mine, cu alte cuvinte. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși ce nu mai am. Bucuria mântuirii. Pentru că viața fără bucuria mântuirii n-are sens. Nimeni nu poate ca să-ți dea bucuria adevărată decât Isus Hristos. Nimic. Un mare patron al României, care nu mai este acum, s-a îmbolnăvit de ficat, i-a făcut transplant prin Italia, nu a reușit. Avea bani mulți. Produs într-o clinică prin Anglia, păzit bine, și un ziarist s-a dus la el și a zis, domnule, ești la final admiți asta, ai vreun regret, ce ți-ai dori dacă ai putea să dai viața înapoi? Ce ți-ai dori? Și-o să l un singur lucru, fericire adevărată. O, or, or, o rămas blocați, Aristu. Cum adică fericire adevărată? Dar muntele ăsta de bani nu se a dus fericirea, ci numai necazuri, numai procese, numai hăituirii. Pentru că singurul care da bucuria adevărată e Domnul. De aceea spunea Asaf, cât pentru mine fericirea mea, care -i? Să mă apropii de El. ascultă mă aici. Dacă l-ai pe Iisus lângă tine, ești fericit. Ești binecuvântat. Dacă Iisus e în casa ta, în familia ta, ești fericit. Doamne, nu pleca de lângă noi. Rămâi cu noi. O zis cei din ținutul gadarenilor, pleacă de la noi. Nu la porce. Sunt mai valoroși porce ca Iisus. Noi vrem să spunem în ziara asta, rămâi la noi, Doamne. Rămâi în casele noastre, rămâi în adunare. Sunt adunări care l-au scos afară. Iisus e la ușă de mult. Să aibă milă Dumnezeu de noi. Amen. Împotriva ta am tu Doamne, recunosc. Și-au acceptat disciplinarea Domnului. Domnul o iertat că sunt foarte mulți care spun... Ce-ai făcut, mă? Am făcut și eu ce-a făcut David, omul după inima Domnului. Dar tu poți să treci pe unde a trecut David? Că Dumnezeu l-a iertat? Dar de disciplinat l-a disciplinat? Să dea înapoi împătrit? Patru copii. Patru copii. Eu murit. Copilul născut din Batsheba a am murit Amnon, Absalom și Adonia. În casa lui David a fost viol, crimă între copii, răzvrătire. Păi să treci pe acolo, e o dramă! Să ne ferească Dumnezeu să trecem pe acolo. Doamne, ai milă de noi! Doamne, luminează-ne! A acceptat disciplina Domnului și a fost gata să se pocăiască. Domnul să ne ajute și pe noi. Omul după inima Domnului, omul lângă care rămâne Dumnezeu, să pocăiește. Am greșit? Recunosc. Aici am greșit. Nu evită și să stai să-ți explic, vine cu argumentele lui, de fapt nu e așa, nu contează ce pierd. Pierd comitetul, pierd pierd o slujbă, pierd dacă nu mai sunt, nu știu ce slujitor, dar important, important e să nu-mi pierd mântuirea. Să nu-mi pierd sufletul. Că dacă mi-am pierdut sufletul, am pierdut tot. Eu vreau ca Dumnezeu să mântuiască sufletul. Asta e important. Amin? Amin. Să ne ajute Dumnezeu pe noi și pe copiii noștri. Lăuda să fie Domnul! Nu știu de ce sau unde trebuie să te pocăiești, că Dumnezeu ne știe cel mai bine. Dar acolo unde trebuie ca să ne pocăim, suntem vulnerabili. Doamne, ajută-ne în seara asta să ne pocăim. Amin. Cel mai neprihănit și sfânt om de pe fața pământului Iov, a afirmat, urechea mea a auzit despre tine vorbindu-se Dumnezeule, dar acum ochii mei te-au văzut și mi-i scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și în cenuș. Când trebuie să ne pocăim, să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer, unde dragostea e de plină și unde lacrimile? Că dacă nu ne pocăim aici cu lacrime de pocăință, o să plângem o veșnicie. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Să ne binecuvinteze Dumnezeu și să ne întărească pe toți. Amin? Și ultimul gând pe care l-am, cu cine este Dumnezeu? Lângă cine e Dumnezeu? Că am văzut că nu-i lungă oricine. O zis slujitorul lui Saul, Dumnezeu este cu el, este cu fiul lui Isai, cu David. Dumnezeu este cu el. E mare lucru. Poți să spui că Dumnezeu e cu mine, dar să nu fie Dumnezeu. Cât nu spun azi, Dumnezeu e cu noi. Câte biserici nu spun, Dumnezeu e cu noi. Și Dumnezeu nu are treabă cu ei. Dar cu David a fost. Știi de ce? Știți când? Atunci când la rău răspuns cu bine. Când birui răul prin bine. Da, Dumnezeu e cu tine și cu mine. Că răspuns la rău cu rău, nu e Dumnezeu cu tine. Saul după el, nu? 3.000 de oameni. Căuta să ia Ce nu înțeles Saul? Că Saul a fost lepădat. Dumnezeu nu mai era cu el. n am înțeles că Dumnezeu este cu David. Și când Dumnezeu e cu cineva, nu-i poți face nimic. Ascultați-mă aici, de mâna Domnului. Nu trece nimeni și nimic. Mare mâna Domnului. De aceea spunea David: Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi. Și îți spui: Mâna peste mine. Doamne, mâna ta peste noi. Amin. Când pornesc în călătorie, totdeauna spun: Doamne, mâna ta cu mine. Venim dintr-o misiune odată și era iarnă. Promoroc așa, după ora 1, spre 2 dimineața, țin minte, eram, noi ieșit de la drumuri să dea cu nisip, cu sare, că de regulă ei ies când, se ridică, când dă soarele și stopește, fac kilometri atunci, ca să aibă, să ia bani la urmă, mulți dintre ei. Ce să iasă la ora 1 dimineața, la 2, să doamne ferește. Și într-o curbă m-a furat mașina de spate și m-a dus așa, de-a latul drumului, când stânga, când dreapta, și la un moment dat m-am rotit de două ori și m-am trezit pe o arătură. Am mai imaginați-vă, drumul pe care vineam, era în județul Botoșan, era un șans, un canal, în mod normal ca să ajungi pe arătură. n cum să ajungi de pe drum dacă nu te răstorni, dacă nu te dai peste cap. M-am trezit cu mașina pe arătură și cu fața către drum. Am trecut pe acolo de o grămadă de ori, m-am oprit cu unii, la rec locul reconstituirii și au spus, mă, ce explicație ai să ajungi de pe drum, pe arătură, peste șanță, nu te răstorni? Și am spus, o singură explicație. Mâna Domnului. Te-am purtat pe brațe și am să te mai port. Alte explicații n-ai. E mare Dumnezeu nostru. Slavă Lui! David avea și el o mână de oameni pe lângă el, dar nu se putea pune cu armata lui Saul. Și de două ori îl dă Domnul pe Saul în mâinile lui. Odată în peșteră și odată în pustia Zif. Sigur că cei de lângă el, în special fiii țeruiei, erau foarte așa incisivi și au zis Domnul ți-l dă în mâini, au zis Abishai lasă-mă pe mine să-i dau una. Vorbit și urât așa la acest câine mort lasă-mă să-i dau una lasă-mă să-l lovesc Domnul să-l dă în mâinile tale însă David n-a făcut așa ceva David a, a zis ce am eu a, a face cu voi fiii țerui, să mă ferească Dumnezeu să mă ating de cine unsul Domnului păi ce unsul Domnului că se lipădat? nu-i treaba mea e treaba cui la pus dar care e treaba ta la rău, se răspund cu ce? bine. La răutate, eu să vin cu bunătate. Nu mai au tăiat haina dată, și altă dată i luat ulciorul și surița. Acum aici sunt trei simboluri puternice adânci. Ce înseamnă mantaua tăiată? Mantaua, care e simbolul la manta? Are două simboluri. Mantaua înseamnă în primul rând chemare. Când i rucă, Ilie lui Elisei Mantaua era la arat cu boi. Adică reprezenta, lasă boii la, la arat, munca câmpului și vină după mine, vine în slujba Domnului. Și mai are un simbol Mantaua, înseamnă putere. O făcut o sul și o lovit cu ea Iordanul. Și s-o despărțit în două. Când o plecat la cer, pentru că o zis Ilie, cere ce vrei să primești, că mă duce Domnul acasă vreau să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău, adică o putere dublă. Și când s-a ridicat la cer, o văzut, o lăsat Ilie, Mantaua. O a ajuns la Iordan, o a făcut o sul, cum o văzut la Ilie și pune întrebarea, unde e Dumnezeul lui Ilie? Era cu el. S-a despărțit Iordanul și dacă vă uitați, Elisei a făcut minuni duble în comparație cu Ilie. Chemare și putere. Asta se, se semnifică. Primul simbol. Pulciorul cu apă. Apa este unul din simbolurile Duhului Sfânt. Apa înseamnă viață. Fără apă nu-i viață. Fără Duhul Sfânt nu-i viață spirituală. Amin. Ioan, 7 cu -7. în ziua cea mare de pe urma praznicului Domnului Isus, a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva, ce să facă? Să, via să vină la mine și să. Ia, cineva crede din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice? Vorbea despre cine, de Domnul Isus, despre ce apă aici, despre Duhul Sfânt, care nu fusese dat pentru că el încă nu fusese înălțat, proslăvit la cer. Știți că Saul avea nevoie de un cuvânt de la Domnul și nu mai primea și -o a ajuns la vrăjitoare. Pentru că atunci când nu mai ai Duhul Sfânt apa asta, Dumnezeu nu-ți mai vorbește ești în derivă total, Doamne, avem nevoie ca să ne vorbești Tu. Amin. E mare lucru să-ți vorbească Dumnezeu. Și sulița? Sulița e arma de lovire pe care, cu care birui pe vrăjmaș. Ești biruitor. Dacă vă uitați, el și fiii lui într-o zi au fost omorâți de filisteni. O zi dramatică, rănit grav, o zi saul celui ce îi purta armele, lovește-mă ca să nu mă prindă vrăjmașul să mă bagiocorească. Eu fost frică. Și-a luat el sabia și s-a aruncat în ea, s-a sinucis, ca și Iuda care s-a spânzurat. Revenim. Este afară David și de ambele dăți îl strigă pe Saul și spune, uite, am fost lângă tine, ia-ți bucata de manta, uite, am surița, am bulciorul. Și ăsta recunoaște și spune, văd acum că ești mai bun decât mine. Dar de pocăi nu s-a pocăit că în Roman 2 cu patru, Pavel spune nu vezi tu omule că bunătatea lui Dumnezeu la ce te îndeamnă? La pocăință. Și ultimul gând. După ce moare Saul și Ionatan, toți fiii, și compune cântare de jale, la scurt timp David se ridică în picioare și face una din cele mai frumoase afirmații din Scriptură și mai profunde. Mai este cineva din casa lui Saul. Auziți, să mă port cu el, cum? Cu o bunătate de patron, nu? Așa au zis? De frate cu inima aleasă. Așa au zis? De împărat. Cu o bunătate. Ca bunătatea lui Dumnezeu. Cine mai poate să facă afirmația asta? Mie mi-ar fi frică să spun că mă port cu o bunătate ca bunătatea Dumnezeu. Am și eu o doză de bunătate, cred că toți avem. Și spune, da, este un fiu de-al lui Ionatan, un nepot de-al lui Saul, Mefiboshet care-i? Olog. l scăpat doi ca jos. De atunci olog, infirm pe viață. Aduceți-l aici. Când i-a spus lui Mefiboshet te cheamă David împăratul, el s-a gândit de ce-l cheamă. O crezut că-l omoară, să-l extermine. Știa că de mult rău făcuse Saul lui David. O venit să aruncat la picioarele lui și a spus, împărat, te mai chemat. Da. Tu ești fiul lui Ionatan? Da, împărate, te mus la Ierusalim și câte zile îți mai dă Dumnezeu, toată viața ta vei sta la masă cu mine. Cine sunt eu, împărate, să te uiți la mine ca, ca la un câine? Cu alte cuvinte, cum aș putea să stau eu la masă cu tine, cu picioarele astea care, care miroseau? Cine are nevoie de imaginea asta la o masă copioasă să vadă un infirm cu picioarele alea? Un om care are o bunătate ca bunătatea lui? Dumnezeu. Așa eram noi altădată, o logi, spiritual. Și Hristos în bunătatea lui ne-a chemat la masa dragostei. Ne-a chemat, ne chemat la masa Harului Său, ne-a dat dreptul acesta și pentru asta spunem slăvi să fie Domnul, glorificat să fie Domnul, bunătatea asta să dăm și la alții, amin? Răspândiți aici în gătaia bunătate, bunătate, bunătate și iar bunătate, pentru că ceea ce face farmicul unui om, știți ce este? Bunătatea lui, Doamne ajută-ne, Dumnezeu e cu cei buni, amin? Dar cei la, la, cei răi și mândri le stă, Dumnezeu nu-i urăște pe cei răi, nu cu ei. Doamne ajută-ne să fim buni. În Romani, undeva în capitolul 12, spune acolo, cât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oameni. Și concluzia acolo, în acel capitol, nu te lăsa birui de rău, ci biruie răul prin bine. Să mă ajute Domnul și pe mine și pe dumneavoastră. Putem să spunem în seara asta Dumnezeu e cu noi? E foarte bine că putem, dar trebuie să mai confirme și El. Amen? Dumnezeu nu e cu oricine. Am văzut cu cine -i. Vrem să facem o rugăciune de final. Ridicați-vă în picioare. Să avem momente de cercetare, să stăm înaintea Domnului cu toată sinceritate. Eu nu vă cunosc, dumneavoastră nu mă cunoașteți. Dar între noi este unul care știe totul. Și David spune, nici cuvântul numeste pe buze și tu îl știi, Dumnezeu știe totul, aleluia, lăuda să fie Domnul. Doamne, vrem să fii cu noi, pentru că, Doamne, fără de Tine suntem pierduți, fără de Tine suntem în derivă, vrem să fii cu noi, Doamne. Amin. Spus Moise, dacă tu, dacă tu nu mergi cu noi, noi nu plecăm de aici. Unde să ne ducem, Doamne? Suntem în pericol, sunt, sunt, sunt atâtea pericole în lumea asta. Cel rău este pe urmele noastre. Doamne, vrem să fii cu noi. Doamne, rămâi cu noi. Amin? Rămâi că-i seară, rămâi că-i noaptea păcatului peste lumea asta, peste omenirea asta. Tu ești lumina lumii. Glorie Domnului! Amin. Intrăm în rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Amin.